priviți perfect. Vă rămân, uitați-vă la ăștia cum face poporul român la 3 dimineața sau 2 cât e. E prima seară de absurd, așa zis Val 3 nu există. Toate testele PCR sunt o fraudă. Nu avem ce să mai testăm. Totul este bazat pe minciună. Nu acceptăm să fim păstrați în case. Jos pălăria postului România TV. Dacă nu era România TV, eu personal nu aflam de Brăila. Din cauza că... Și am fost foarte revoltați de asta. Am venit la Brăila împreună cu colegii mei, 5 parlamentari, și am cerut să ne o explicație ce s-a întâmplat ieri. Cu domnul prefect de Brăila și domnul comandant al Jandarmeriei Române, domnul Moț, domnul colonel Moț. Și dragii aceste rechiții aberante, nu numai fi actuala guvernare, ci va fi posta guvernare. Pe ce vă bazați, domnule Simion, că spuneți lucrul acesta? Cineva domnilor de la UTR, care sunt urmașii dictatorilor de altă dată și securiștilor de altă dată. Și m-am tot gândit, cineva mi-a transmis și mi-a spus, Molin, explică frumos, că sunt mulți oameni care nu știu, n-au urmăriștirile. Tu ești ziarist, tu urmărești, tu citești toată ziua, de 22 de ani cu asta te ocupi. Pentru tine un articol sau o informație pe care o citești astăzi, peste 3 ani de zile, tu ai în cap informația, ai în cap aspectele esențiale, faci un comentariu, automat se accesează informația și explici. Trecem prin fața ambasadei Rusiei. Jos pălăria pentru unele politici pe care Vladimir Putin le face. Jos pălăria pentru Siria. Jos pălăria pentru conservatorismul din la referendum. Priviți perfect. Uitați români, uitați-vă la ăștia cum face poporul român la 3 dimineața sau 2 cât e. Incredibil! Libertate! Libertate! Trecem prin fața ambasadei Rusiei! Jos pălăria pentru unele politici pe care Vladimir Putin le face! Jos pălăria pentru Siria! Jos pălăria pentru conservatorismul din la referendum! Dar... vorba despre serviciu secret britanic, serviciu Homeland, adică din interiorul țării, cum ar fi NSA-ul, Statele Unite, National Security Agency, sau cum ar fi serviciul român de informații la ei, MI5, MI5, Military Intelligence 5 și Military Intelligence 6 este serviciul de informații externe, spionajul. Cum e la noi serviciul de informații externe, sau cum este CIA-ul în America. Și directorul general al MI5, da, SRI-ului din Marea Britanie, vorbesc așa în termeni foarte populari, directorul general vine și spune că Rusia face război de dezinformare, că Rusia împrăștie minciuni, manipulări, dezinformări. De ce spun aceste lucruri? Sunt două dintre declarațiile pe care multiplele declarații, declarații ale oficialilor americani, declarații ale Uniunii Europene, Bruxelles a avut un raport pe această temă. Ieșiți în stradă, mâine! Este cât se poate de legal, este un protest spontan la care aveți dreptul să participați acum ori niciodată, pentru că dacă stăm și comentăm pe internet, nu o să ajungem.
părticică din documentarea care stă în spatele lucrurilor pe care eu le-am spus pe această temă. Deci eu când am vorbit despre rețeaua de fake news, PSD-istă rusofilă, PSD-istă pentru că e legată de particularitatea din România și de interesele comune, convergente ale PSD-ului, care este și partidul, principalul partid al Rusiei din România, fondat de Ion Iliescu, care Ion Iliescu știm cu toții cine este și ce a făcut în 89 și cum era la ambasada URSS. Ieșiți în stradă, mâine! Este cât se poate de legal, este un protest spontan la care aveți dreptul să participați acum ori niciodată, pentru că dacă... Perfect. Români, uitați-vă la ăștia cum face poporul român la 3 dimineața sau 2 cutie. Incredibil! Libertate! Libertate! Așa că dacă și voi, sus publicem canalul Tudor Vladimirescu, Vlad Tepeș, Ștefan Cel Mare și când niște măsuri sunt aberante. Nu trebuie să închizi magazinele Acord cu asta. Mâine, ora 17, în fața prefectului liber de oameni, așa că suntem în perfectă legalitate. Nu mai suntem în starea de urgență unde este intervist pe fiecare dintre voi în stradă. Sau ce o să faceți? O să stați? Cum am stat? Martia pentru România este și în afară, eu acum urmăresc din Austin, Germania, așa este, printr-un ordin de ministru al lui Vlad Voiculescu. Încă o dată. La ora 5. La ora 5 în fața prefectului, în fiecare județ. Împotriva acestei clase trădătoare care ne-a condus timp de 31 de ani. O clasă politică mizerabilă. Și sistemul râde. Sistemul râde de noi. Sistemul râde. Sistemul râde de noi. Sistemul râde de noi. Și că... prin fața ambasadei Rusiei. Jos pălăria pentru unele politici pe care Vladimir Putin le face. Jos pălăria pentru Siria. Jos pălăria pentru conservatorismul din la referendum. Există în legătură cu rețeaua de fake news PSD-istă rusofilă, mă rog, partea rusofilă, pe care eu am descris-o în comentariile mele și la care am făcut referire. Și m-am tot gândit, cineva mi-a transmis și mi-a spus: Molin, explică frumos, că sunt mulți oameni care nu știu, n-au urmărit știrile. Tu ești ziarist, tu urmărești, tu citești toată ziua, de 22 de ani cu asta te ocupi. Pentru tine un articol sau o informație pe care o citești astăzi, peste 3 ani de zile, tu ai în cap informația, ai în cap
aspectele esențiale, faci un comentariu, automat se accesează informația și explici. Dar nu toți oamenii sunt jurnaliști astfel încât să știe. Și m-am gândit la treaba asta și am făcut acest montaj și am venit cu această, vreau să vin cu acest comentariu. Și m-am tot gândit, cineva mi-a transmis și mi-a spus: Molin, explică frumos, că sunt mulți oameni care nu știu, n-au urmărit.